Asta s-au împlinit 153 de ani de la nașterea poetului român George Coșbuc. Cu acest prilej, Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos a organizat un eveniment cultural dedicat marelui poet. Manifestarea culturală s-a desfășurat în sala de expoziții temporare Sergiu Dumitrescu, în prezența elevilor de la Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna și de la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Apostol Andrei din Galați. Astăzi s-au împlinit 153 de ani de la nașterea poetului, publicistului și traducătorului român George Coșbuc. Cu acest prilej, publicul prezent la Muzeul Eparhial din Galați a vizionat filmul documentar Mari Clasici George Coșbuc, realizat în anul 2016 de Complexul Muzeal Bistrița Năsăud, în parteneriat cu Live Vision Film. 20 septembrie 1866, ziua de naștere a marelui poet George Coșbuc, fiul preotului Sebastian Coșbuc și a preotesei Maria, poeta cărui operă se hrănește din nesecatul izvor al folclorului și al istoriei satului românesc. 20 septembrie 2019, cu binecuvântarea înalt Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos și în contextul anului omagial al satului românesc, am dorit să descoperim tinerilor liceieni cât mai mult din valorile identitare păstrate și transmise în vatra satului. Am oferit previzionare un film documentar dedicat lui George Coșbuc, film realizat de Complexul Muzeal bistrița Năsăut. Iată că parteneriatul dintre Muzeul Eparhial și Complexul Muzeal Bistrița Năsăud, început în acest an, continuă să dea roade bogate, după ce la începutul lunii ne-am aflat în cetatea Bistriței, unde am vernisat o expoziție itinerantă, intitulată sugestiv Contribuția tipăriturilor bisericești la formarea limbii și culturii române. Expoziție ce poate fi vizitată la Complexul Muzeal Bistrița Năsăud până la începutul lunii noiembrie. Am avut astăzi o mare bucurie a sufletului și a minții să ne aflăm împreună cu elevii noștri de la Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Andrei din Galați la Muzeul Eparhial din oraș pentru a participa la o evocare a vieții și activității literare a marelui poet român George Coșbuc cel care se numea pe sine cu demnitate, dar și cu smerenie, sunt suflet în sufletul neamului meu. Astfel, considerăm că participăm la un act educativ de mare însemnătate, prin care vor ieși în evidență rolul școlii, al bisericii, al comunității, al satului ca o matcă din care a pornit poetul George Coșbuc pecum și necesitatea ca tinerele generații să cunoască și mai bine tot ce ține de specificul național. Astăzi am avut plăcerea de a viziona un documentar, un film despre poetul George Coșbuc. Pe mine m-a impresionat foarte mult viața poetului, deoarece la vârsta de doar 21 de ani a plecat singur la Sibiu, s-a despărțit de familia lui, pentru a fi gazetar. Și, desigur, putem spune că acest documentar a fost o lecție vie. George Coșbuc reprezintă o personalitate marcantă a culturii și civilizației românești, fiind considerat un simbol al literaturii transilvanene. S-a născut în data de 20 septembrie 1866 și a trecut la domnul în 9 mai 1918.